Mangini, de Paterica. Cuviosul părintele nostru Ioan din Licopole ne-a povestit nouă aceasta. Era un tânăr oarecare într-o cetate, păcătuind foarte multe și cumplite, care cu voia lui Dumnezeu, umilindu-se spre păcatele lui cele multe, a ajuns la mormânturi și, încuindu-se pe sineși într-unul din acestea, își tânguia viața sa cea mai dinainte, zăcând cu fața în jos și dese suspinuri înălța din adâncul inimii. Și petrecând o săptămână într-o aceasta, au stătut asupra lui noaptea dracii, care mai înainte îi vătămau viața lui, strigând și zicând: unde este spurcatul acela care întunea stâmpărări din destul umblând? Acum nouă, fără de vreme, întreg, înțelept de năprasnă și bun s-a arătat. Acum, când deși încă e în stare, el voiește să fie creștin, ce bine mai așteaptă el să-i fie lui după ce s-a umplut de toate răutățile noastre? Nu vrei să te scoli de grabă de acolo? Nu vrei să ieși cu noi spre cele obișnuite? Te așteaptă desfrânatele și cârciumarii. Nu ieși ca să te îndulcești de poftele tale? Orice altă nădejde fiind stinsă, veni va ție judecata celui ce te ucizi în felul acesta. Și ce te grăbești către muncă, ticălosule? De ce te pricești așa de grab să-ți aduci asupra-ți izbândire? Toată fără de legea o ai iscusit? Te-ai făcut vinovat nouă tuturor și așa ca un rob cutezi să fugi? Nu răspunzi? Nu încuvințezi? Nu ieși împreună cu noi? Iar după ce acela, în plâns petrecând, nimic nu răspundea și nici cu auzul nu lua aminte, aceea, ca cei ce nimic nu isprăviseră, luându-l pe dânsul cumplit l-au muncit și tot trupul lui strunjindu-l cu muncirile, s-au dus lăsându-l aproape mort. Iar el, iarăși suspinând, într-o neslăbită pocăință, petrecea nemișcat. Și căutându-l ai lui și găsindu-l și aflând pricina primejdiei, l-au poftit pe el acasă să se întoarcă, dar el n-a primit. Și iarăși, în noaptea ce a urmat, venind demonii asupra-i, i-au adus munci mult mai rele decât cele din tâi. Iar dacă rudenile iarăși s-au apropiat ca să-l mute pe dânsul de acolo, el nu s-a supus zicând: mai bine mor decât să cad într-o neastâmpărarea cea din tâi. Într-o a treia noapte, puțin de nu l-au scos diavolii din viață, căzând asupra-i cu munci fără milă. Iar dacă l-au văzut pe dânsul neslăbind, depărtându-se strigau grăind: ai biruit, ai biruit! Iar de aici înainte n-a mai avut parte de ceva cumplit de acest fel, ci curat s-a iscusit într-o bunătăți până la sfârșitul vieții lui, în mormânturi locuind și lângă Dumnezeu făcându-se cinstit, într-o puteri și într-o arătarea minunilor.